Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, deschidem Sfintele Scripturi la Isaia, capitolul 22. Voi citi de la versetele 1 la 14. Isaia 22, primele 14 versete. Și să ascultăm cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu. Profeția asupra văii vedeniilor. Ce este de văsuiți cu toții pe acoperișuri? Cetate gălăgioasă, plină de zarvă, cetate veselă. Morții tăi nu vor pieri uciși de sabie, nici nu vor muri luptând, ci toate căpetenile tale fug împreună, sunt luați prinși de arcași, toți locuitorii tăi ajung deodată robi, în timp ce o iau la fugă în depărtare. De aceea zic, întorceți-vă privirile de la mine, lăsați-mă să plâng cu amar, nu stăruiți să mă mângâiați pentru nenorocirea fiicei poporului meu. Căci este o zi de necaz, de zdrobire și de învălmășeală trimise de Domnul Dumnezeul oștirilor în valea vedeniilor. Se dărâmă zidurile și răsună țipetele de durere spre munte. Elamul poartă tolba cu săgeți, cară de luptători, de călăreți înaintează, chirul dezvelește scutul. Cele mai frumoase văi ale tale sunt pline de cară și călăreții se înșirui de bătaie la porțile tale. Cele din urmă șanțuri de întărire ale lui Iuda sunt silite și în ziua aceasta cercetezi tu armăturile din casa pădurii. Vă uitați la spărturile cele multe făcute cetății lui David și opriți apele iazului de jos. Numărați castele Ierusalimului și le stricați ca să întăriți zidul. Faceți o cămară între cele două ziduri pentru ca apele iazului celui vechi, dar nu vă uitați spre cel ce a vrut aceste lucruri. Nu vedeți pe cel ce de mult le-a pregătit. Și totuși Domnul Dumnezeul oștirilor vă cheamă în ziua aceasta să plângeți și să vă bateți în piept, să vă radeți capul și să vă încingeți cu sac. Dar iată, în schimb, veselie și bucurie. Se junghe boi și se taie oi, se mănâncă la carne și se bea la vin. Să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Domnul oștirilor mi-a descoperit și mi-a zis, nu, nelegiuirea aceasta nu vi se va ierta până nu veți muri, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Amin. Am citit în bibliografia marelui predicator baptist american al secolului al XX-lea, R.G. Lee, că unul din obiceiurile lui era să viziteze câte 10 familii pe zi. Avea un spirit evanghelistic deosebit. Cu oricine cu care se întâlnea trebuia să-l evanghelizeze. Avea pe inimă soțul necredincios al unei doamne care s-a predat în biserica pe care o păstorea în Memphis, Tennessee. Dar ori de câte ori se ducea și vizita familia aceasta, omul acesta reușea să iasă pe ușa din spate sau pe undeva și fugea de dinaintea lui, nu vrea să întâlnească cu el. Ei, în ziua de astăzi, când s-a dus din nou să-i viziteze, omul din istoria noastră era pe acoperiș. Trebuia să-și fixeze acoperișul pentru că venea ploile și avea ceva spart pe acoperiș. Pastorul Lee s-a urcat pe scară, pe acoperiș, și după ce s-a urcat pe acoperiș a răsturnat scara ca să nu se poată coborî nici el și nici omul acesta. Și atât a stat cu el pe acoperiș și i-a vorbit de Domnul până s-a predat Domnului. Probabil câteodată așa trebuie să se întâmple și cu noi. Cineva să se ocupe de noi mai mult și mai mult, până când ne deranjează. Și după ce ne-a deranjat, să ne dăm seama că singura liniște și pace este dacă ne pocăim și ne împăcăm cu Dumnezeu. În vechime, în timpul împărăției lui Israel, frați și surori, doamnelor și domnilor, casele potrivit rânduielii lui Dumnezeu prin Moise, Deuteronom 22 cu 8, 1 împărat 10 cu 12,
Casele aveau acoperișul plat, orizontal, flat. Pe margini erau prevăzute cu un gărduleț, un pălimar, traduce Cornilescu, pălimar. Și scopul acestui gărduleț era cine se urca pe acoperiș să nu cadă și să moară. Și atunci, casele fiind construite în felul acesta, cu acoperiș plat, unde oamenii se puteau urca, acoperișurile acestea slujeau de mai multe lucruri în Israel. Unu, o dignă după căldura din timpul zilei. Seara se urcau oamenii pe acoperiș să se odihnească. Acoperișul era loc de rugăciune și de stăruință înaintea Domnului. Fapte 10 cu 9, unde era Petru când se ruga, nu? Acoperișul era loc pentru observații și meditații sfinte. Dar acoperișul a fost folosit și pentru loc și observații păcătoase. Nu era internet ca să se uite la murdărie, dar oamenii se urcau pe acoperiș să se uite în curtea vecinului. Așa a pățit-o David, 2 Samuel 11 cu 2, nu? Acoperișul slujea de asemenea pentru observații astrologice, deci mitologie, ghicitorie, și pentru observații astronomice pe care le onorează Dumnezeu. Acoperișul era de asemenea un loc în care puteai să demonstrezi public că iubești păcatul și îți place păcatul săvârșind fapte grosolane. Este cazul lui Absalom, 2 Samuel 16, 20 la 25. În pasajul nostru de astăzi, de aceea l-am inclus în serialul acesta, Micimea unui om mare, în pasajul nostru de astăzi, o națiune se urcă pe acoperiș după ce este binecuvântată de Dumnezeu, și o să vă spun despre ce este vorba, și începe să chefuiască. Începe să se distreze și începe să blameze numele lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Locuitorii Ierusalimului din anul 701 înainte de Hristos au fost invadați de rivalul lor etern, asirienii, a căror urmași sunt sirienii de astăzi. Probabil că în acest atac masiv pe care Sanherib l-a făcut împotriva lui Iuda și a Ierusalimului, Sanherib a primit un tribut foarte mare în aur, în argint, în oi, în boi, bunuri pe care le căuta, și mulțumit de tributul pe care l-a primit, pentru o vreme s-a retras din asediu. Nu că n-a venit din nou, după cum am auzit în mesajul de dimineață. S-a retras din asediu. Ce au făcut locuitorii Ierusalimului când au văzut lucrul acesta? S-au strâns ei la oaltă să se roage și să mulțumească Domnului? S-au adunat ei împreună să se întărească spiritual sau să discute strategii noi, pentru că știau foarte bine că în sirien nu te poți încrede cum te poți încrede în teroriștii musulmani de astăzi? S-au adunat să se facă mai buni? Nu. S-au urcat pe acoperișurile caselor după ce au tăiat oi, boi, viței, miei, capre. Au luat vinul cu ei și au început să bea, să se îmbete, să danseze și să se destrăbăleze. La scena aceasta de neglijență spirituală, de neveghere spirituală, profetul Isaia, așa cum ați văzut în pasajul pe care l-am citit, versetul 4, Isaia 22, începe și plânge. Și sigur că unii au zis, dar ce-i cu tine, Domnule, de ce plângi când toată lumea se bucură și se distrează? Întorceți-vă privirile de la mine, lăsați-mă să plâng cu amar, nu străuiți să mă mângâiați pentru nenorocirea fiicei poporului meu, pentru că Isaia, prin Duhul Domnului, a înțeles ce se întâmplă.
Micimea Ierusalimului, micimea spirituală a regatului lui Iuda, s-a văzut în aceea că în loc să-și aducă aminte că atunci când au fost în strâmtorare și necaz au strigat către Dumnezeu și Dumnezeu i-a izbăvit, și iată că i-a izbăvit și de data aceasta, în loc să-i mulțumească lui Dumnezeu, s-au încrezut în ei. Și de ce au început să se distreze? Și au început să fie lumești. Așa se întâmplă și cu biserica zilelor noastre. Poate că pentru unii sună greu mustrare în predicile fratelui Gog. Nu este mustrare. Citiți-l pe Iisus Hristos în Evanghelie. De câte ori și-a deschis gura și a vorbit să-i trezească pe contemporanii lui, nu să-i adormă, să-i trezească. Pentru că este în spiritul omului, este în spiritul celor mai sfinți, la un moment dat să fie nevegători. La un moment dat să uite binecuvântările, să nu-și aducă aminte de Psalmul 103, versetele 1 și 2. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici unul din binefacere, una din binefacerile Lui, nici una. Dar tineri și tinere, familii în toată puterea, chiar și bătrâni, uită de binecuvântările Domnului și încep să se distreze. Și societatea, inclusiv cea din biserică, devine o societate hedonistică, ne place de noi înșine, materialistă, religioasă, dar ostilă sfințeniei lui Dumnezeu. Și în loc să demonstrăm creștere spirituală și influența asupra altora, demonstrăm micime spirituală. Mesajul de astăzi, trașesturilor, doamnelor și domnilor, din acest serial, Micimea unui om mare, l-am intitulat, după ceea ce am citit, Pe acoperiș. Pe acoperiș. Și mulți sunt pe acoperiș, în aer, cu viața lor spirituală. Haideți să vedem patru adevăruri pe care trebuie să le evităm. Atunci când Dumnezeu ne-a binecuvântat, când Dumnezeu ne-a făcut bine, când Dumnezeu și-a adus aminte de noi, poate de mine, de tine, de familia mea, de casa ta, de biserica Emanuel, de biserica în care te închin Domnului. Când Dumnezeu te binecuvântă și când nu te binecuvântă Dumnezeu. Pentru că tot ce suntem și tot ce avem vine de la El. Nu-i de la noi, nu-i de la iscusința noastră, nu-i de la oameni, este de la El. Dar când Dumnezeu ne binecuvântă, s-ar putea să facem și noi ca Iuda, ca Israel, aceste greșeli. Prima, celebrare nepotrivită în urma unei intervenții divine. Celebrare nepotrivită în urma unei intervenții divine, ca cea din istoria noastră. Profetul Isaia spune în capitolul 22, versetul 1, ce aveți, ce este de văsuiți cu toții pe acoperișuri? Isaia este uimit. Nu aud glas de rugăciune, nu aud glas de cântare. Nu aud meditație, nu aud pe cineva să vă explice mai profund cuvântul lui Dumnezeu. Prima întrebare. Dacă este celebrare nepotrivită după biruință divină, prima întrebare, de ce ne-am asemănat cu lumea? De ce ne-am asemănat cu lumea? Haideți să vă citesc ceva care societății americane trebuie să-i vorbească foarte bine, Bisericii lui Hristos trebuie să-i vorbească de pretutindeni, pentru că evenimentul este știut de toți. După 11 septembrie 2001, când a fost acel atac terorist asupra Statelor Unite, în New York, la 5 octombrie 2001, în această publicație prestigioasă, citită în toată lumea, The Wall Street Journal. Pe prima pagină, 5 octombrie 2001, a apărut următorul articol. Vă citesc din articol. Cu o țară pe punctul războiului și cu frica terorismului biochimic,
a războiului clasic și nuclear. Mulți se întreabă la ce folosește să fii bun. Deci după ce, la 5 zile, după ce, la o lună după ce America a trecut prin ce a trecut. Cei nestăpâniți beau de dimineață până seara. Tinerii dansează toată noptea. Cei ce își numărau caloriile înainte se întorc din nou spre Doritos și spre alte alimente de duzină. O săptămână după atacul terorist, David Bland, un texan care locuiește în New York și a petrecut timpul urmărind știrile TV și mergând să plângă cu cei ce au fost afectați direct. Apoi texanul de numai 29 de ani, jurnalist pentru o revistă pentru bărbați, s-a dedat la un dezmăț de câte 16 ore neîntrerupte pe zi. Robert Wheeler, un psihoterapist din Seattle, a început să fumeze din nou. Ali Steinberg, o actriță și barmană de numai 28 de ani, care obișnuia să meargă la petreceri de două ori pe săptămână, acum merge în fiecare seară și în fiecare noapte. Spune ea, trăiesc fiecare zi ca și când ar fi ultima mea zi din viață. Pe lângă aceasta, ea care flirta pe internet cu un bărbat din Chicago, s-a hotărât să meargă să-l întâlnească și să trăiască împreună în concubinaj. Cărțile de dietă nu se mai vând în America, că oamenii nu mai pot să se oprească din distracție. Așa am încheiat citatul. Așa zice și Isaia. Ce aveți de văsuiți pe acoperiș? Oare nu este timpul să opriți gălăgia, să opriți distracția și celebrări nepotrivite? Când Dumnezeu v-a binecuvântat, hai să o aplicăm la noi. Ne-a podezat Domnul cu Duhul Sfânt. Ne-a vindecat supranatural în trup. Ne-a izbăvit familia multora din relații distruse. Ne-a întors copiii la Domnul. Ne-a întors la unii soția, la alții soțul. Am avut 25 de ani de aniversare. Ne-am rugat ca niciodată, am cântat ca niciodată. Dumnezeu s-a coborât în mijlocul nostru. Ne întâlnim la mici, la grătare, la ceai, la cafea, dar mai greu la rugăciune și la biserică. Este așa sau nu este așa? Ce-i cu voi, cetate gălăgioasă? Unde-i mărimea noastră spirituală? Unde este mulțumirea către Dumnezeu? De ce să ne asemănăm cu lumea? A doua dimensiune pe care o vede Isaia, nu te speria când ești singur. Isaia 22:4. De aceea zic, întorceți-vă privirile de la mine, lăsați-mă să plâng cu amar. Și profetul a fost chemat, a zis, vino și tu aici, urcă de pe acoperiș cu noi, dansează cu noi, bea cu noi, mănâncă cu noi. Au plecat asirienii. Dragul meu, dă-mi voie să-ți spun, îmi spun mie și îți spun ție. Dacă o biserică întreagă după ce a fost binecuvântată nu vrea să se roage, roagă-te tu. Dacă o biserică întreagă nu vrea să cânte după ce a fost binecuvântată, cântă tu. Dacă o biserică întreagă nu vrea să plângă și nu vrea să postească, să zmerească înainte lui Dumnezeu, postește tu și plânge tu. Dacă o biserică întreagă nu vrea să facă lucrarea lui Dumnezeu în urma îndurărilor lui Dumnezeu și are chef și poftă să se urce pe acoperiș să se distreze, îți mai bun micii și sarmalele, toate și-au locul lor, dar dacă sunt mai prețioase decât Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, tu prețuiește Evanghelia, prețuiește cuvântul lui Dumnezeu, prețuiește rugăciunea. Nu te speria dacă ești singur, nu te speria. Pentru că Dumnezeu poate să folosească un om să întoarcă o lume. A spus-o Caiafa, mai bine să moară un om decât tot norodul. A murit Iisus Hristos și o lume poate să fie mântuită. A spus-o Dumnezeu, caut un om. Să-l pun în spărtură, să-l pun în Ierusalim, să-l pun în Iuda. Un om care să mijlocească pentru cetate și n-am să nimicesc cetatea. În sărbătoarea lor, în gălăgia lor. Și ce a zis Dumnezeu? Ce a zis Dumnezeu? Găsește pe om. Tu îl găsești. Într-un popor de sfinți, într-o biserică,
Și astăzi este greu. Cine vine la curățenie? Cine ia musafiri? Cine... Și stăm pe acoperiș. Stăm la televizor. Stăm la computer. Stăm la soare. Că doar suntem lângă Pacific. A treia dimensiune, laudă pe Domnul. Laudă pe Domnul, chiar dacă ești singur. Mulțumește lui Dumnezeu. Psalmul 116, versetele 12 la 14. Acolo psalmistul întreabă, cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile lui față de mine? Mă apuc de distracție? Întorc spatele bisericii, de aici încolo mă duc numai în concedii, de aici încolo mă duc numai departe de casa lui Dumnezeu, cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui? Voi ridica paharul izbăvirii, adică ce însemnează aceasta? Nu însemnează că își pune în pahar, aceasta însemnează voi povesti toate lucrările lui Dumnezeu și voi lăuda numele lui Dumnezeu. Și voi face lucrul acesta să fiu auzit, chiar dacă pe cineva deranjează, chiar dacă pe cineva zice, ești excentric, asta este exagerare, este prea de tot. Nu, a lăuda pe Dumnezeu nu este prea de tot, a cânta lui Dumnezeu nu-i prea de tot, a mulțumi lui Dumnezeu nu-i prea de tot, a te ruga lui Dumnezeu nu-i prea de tot, a striga către Dumnezeu când toți nu strigă, nu-i prea de tot, nu-i prea de tot. Laudă-L pe Domnul, înalță numele Lui, nu-i timp de celebrare lumească. Nu-i timp de ocupa numai de pântece atunci când Dumnezeu te binecuvântează. Al doilea lucru, a doua dimensiune care demonstrează micimea Ierusalimului, micimea lui Iuda în împrejurile acelea, când Dumnezeu i-a scăpat de asirieni, a fost lipsă de viziune. Isaia 22:5-8. Căci este o zi de necaz, de zdrobire și de învălmășeală trimisă de Domnul. E Domnul Dumnezeul oștirilor în Valea Vedeniilor. Se dărâmă zidurile și răsună țipete dinspre munte. Elamul poartă tolba cu săgeți, dezvălește scutul. Călăreții înaintează, cele mai frumoase voi ale tale sunt pline de ocară și de cară și călăreții se înșiră de bătaie la porțile tale. O cântare de-a noastră spune, în cer pe flori nu poți fi dus. Arcașii Elamului ne amenință și pe noi. Domnul are o socoteală cu fiecare. Atacurile din partea celui rău nu sunt de neglijat. Pentru că dacă neglijăm și începem să întoarcem spatele lui Dumnezeu, frați și surori, notați, pierdem viziunea, pierdem viziunea spirituală, pierdem legătura de moment cu Domnul, firea ne înconjoară, islamul ne împresoară, diavolul ne lasă până la o vreme ca să facă altă strategie împotriva noastră, liberalismul ne cuprinde, superficialitatea ne înnăbușe, nerealismul ne fură și automulțumirea nu ne duce la altceva decât la micime spirituală. Samson, în toată măreția lui, cunoașteți bine scena aceasta. Primul lucru care și l-a pierdut, și-a pierdut puterea și viziunea. Și atunci când și-a pierdut viziunea, ați văzut, el a considerat legătura cu Dumnezeu o rutină. Și așa, mi se merită. Filistenii sunt asupra ta, Samsone! Dar avea deja părul tăiat, își vânduse sufletul către Dalila și a pierdut puterea divină și a pierdut și ungerea divină. Filistine supra ta, Samsone! S-a sculat din beție, din distracție, din destrăbălare. Cred că s-a întins somnoros. O să fac înainte. Judecător 6:20. Nu știa că Domnul se îndepărtase de la el. Pocăința nu e o rutină. Pocăința e o prospețime în fiecare zi. Umblarea cu Dumnezeu nu este o rutină, este o experiență nouă cu Dumnezeu în fiecare zi.
Minunile lui Dumnezeu nu sunt numai pentru ieri. Minunile lui Dumnezeu sunt și pentru astăzi, pentru că Dumnezeul nostru este infinit în putere. Avem de partea noastră pe acela cărui nume este mai presus de orice nume, despre care diavolul se teme să audă, despre care demonii se roagă și spun: nu ne trimite în adânc înainte de vreme. Avem de partea noastră un Dumnezeu viu, care a fost în mormânt, a înviat din mort și a de la dreapta lui Dumnezeu. Luptă pentru tine și luptă pentru mine. Un Dumnezeu care ne-a dat o viziune nouă. Avem viziune. A treia greșeală, în al treilea rând, este rezemare pe resurse proprii. Isaia 22, 8 la 11. Cele din urmă șanțuri de întăritură ale lui Iuda sunt silite, adică terminate. Și în ziua aceasta cercetez stormăturile din casa pădurii. Vă uitați la spărturile cele multe făcute cetățului David și opriți apele iazului de jos. Numărați casele Ierusalimului și le stricați ca să întăriți zidul. Faceți o cămară între cele două ziduri pentru apele iazului celui vechi. Dar nu vă uitați spre cel ce a vrut aceste lucruri, nu vedeți pe cel ce de mult le-a pregătit. Când te rezemi pe resurse proprii, dragul meu, îl uiți pe Dumnezeu și, cum vă spuneam și în mesajul de dimineață, ți-l faci pe Dumnezeu vrășmaș. Și ce-au făcut Iuda? Citiți bine, citiți din nou cu atenție cuvântul acesta. S-au rezemat, zice, cercetez armele din casa pădurii, Isaia 22 cu 8. Casa pădurii era un centru militar construit de Solomon. Bine pus la punct, pentru armata lui Solomon. Doar acum suntem departe de Solomon. Apoi spune cuvântul Domnului: te-ai dus prin oraș și unde ai văzut case vechi, a zis, le demolăm ca să le reparăm pe cele care mai stau mai bine în picioare. Așa s-au gândit ei să facă față problemelor cu care erau confruntați. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă aduc aminte ce spunea odată apostolii către Mântuitorul Iisus Hristos. Doamne, ne-ai trimis cu câteva luni în urmă să mergem doi câte doi și ne-am dus în numele Tău. Doamne, au înviat morții, s-au vindecat ciungi, orbi, șchiopi, ceva ce n-a mai văzut lumea, Doamne, dar încă ceva, să spunem, până și dracii ne sunt supuși. Ne rugau să-i lăsăm în pace, să nu-i trimitem în adânc. Și într-o zi un îndrăcit este adus la ei și n-au putut să facă nimic. Nu este așa? Marcu 9. Și după ce Iisus Hristos a scos dracul acela, au venit la el și au spus: Doamne, dar noi de ce n-am putut? Doar ieri am putut. Și știți ce a spus Domnul? Soiul ăsta de draci, soiul cu care se luptă generația aceasta, nu este soiul părinților noștri. Nu este nici soiul tinereții mele. Cum vă spunea și în alte ocazii, acum stăm de vorbă cu un alt soi. Când vorbești cu el, mâncă gumă în fața ta. Și în loc să te întrebe civilizat ce a spus, zice: ha? E parcă a crescut în junglă. Și toată ziua asta la televizor și la computer, dar nu la civilizat. Nu este respect, este un soi nou cu care avem de lucru. Și dacă soiul ăsta nou cu care trebuie să ne batem noi, vrem să-l scoatem afară cu dărâmături din zidurile vechi, să știți că nu o să pleci. Nici armătura lui Solomon nu-i bună, trebuiește o armătură nouă pentru generația aceasta. Trebuiește o viziune nouă pentru generația aceasta. Trebuiește un plan nou pentru generația aceasta. Biserica lui Hristos, trezește-te! Toată ziua ne plângem, ba să vorbește în engleză și ne deranjează, ba să vorbește în românește și ne deranjează. Frați și surori, doamnelor și domnilor, credința se naște din cuvânt. Fie că e în engleză, fie că e în română, din cuvânt se naște. Nu din povești băbești. Ia-i cuvântul și ai luat credința, ai luat puterea.
Generația aceasta trebuie să cunoască și să înțeleagă. Dacă vrem să mergem înainte, nu trebuie să ne uităm la dărâmăturile vechi, nici la tăria lui Solomon. Trebuie să ne uităm la tăria celui ce merge înaintea noastră, al lui Iisus Hristos. Acelea care a spus, iată, eu fac toate lucrurile noi. Nu cârpesc lucrurile vechi, dărâmăturile voastre. Resurse din afara puterii divine nu ajută. De ce? Întreabă-te, cu ce arme lucrezi astăzi? Cu ce arme te lupți astăzi? 2 Corinteni 10:4 spune, armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt arme puternice, în stare să dărâme întăriturile celui rău. Dar care sunt armele acestea? Este cuvântul, dar într-o adâncime nouă. Este puterea Duhului Sfânt, este sângele Domnului Iisus Hristos, este rezemare pe puterea lui Dumnezeu, este dependență totală de Dumnezeu și nu de eforturile noastre și de puterile noastre. Festivitate fără veghere, care duce la condamnare eternă. Festivitate fără veghere, care duce la condamnare eternă. Ia auziți acest verset, sună foarte greu. Isaia 22:14, Domnul oștirilor mi-a descoperit și mi-a zis, nu, nelegiuirea aceasta nu vi se va ierta până nu veți muri, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Știți ce însemnează? Să te distrezi într-una și să întorci spatele lui Dumnezeu când El îți face bine, este similar când spune nelegiuirea aceasta nu ți se va ierta, este similar cu blasfemie împotriva Duhului Sfânt. De aia nu se iartă. Ascultă bine. Este similară cu hula, cu blasfemia împotriva Duhului Sfânt. Pentru că toate păcatele se iartă afară de aia, nu? Dacă Domnul m-a binecuvântat și eu consider binecuvântarea lui Dumnezeu o pricină de distracție, dacă Dumnezeu mi-a făcut bine și eu consider binele pe care mi l-a dat Dumnezeu, este o îngăduință la a-mi întoarce spatele lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne-a umplut de binecuvântări și nu putem să ne plângem că Dumnezeu ne-a umplut de binecuvântări și nu știm altceva decât numai să chefuim în dreptul nostru când vrem noi și să ne adunăm, dacă ne adunăm câte 2-3 și să bârfim și să facem alte lucruri pe care Dumnezeu nu le onorează, celebrarea aceasta firească nu durează, nu face casă bună cu legea lui Dumnezeu, nu onorează pe Dumnezeu, nu onorează pe poporul Domnului și în final Dumnezeu va zice, m-am săturat, am să mă judec cu tine. În august 1982, împreună cu soția, am participat pentru prima dată în viața noastră la Congresul General al Organizației Pentecostale Americane Church of God, sau Biserica lui Dumnezeu, din care noi facem parte. A fost pentru prima dată când am putut să vedem oameni adunându-se la oaltă, peste 20.000 de oameni, bucurându-se în Domnul, în cântare de laudă. A fost pentru noi ceva nou, ceva neobișnuit, dar am văzut pe Domnul acolo. Bunul nostru prieten și tată spiritual, fratele Lambert de Long, ne-a cazat la Hyatt Regency, hotel de clasă, 5 stele, în Kansas City, Missouri. Acolo a avut loc Congresul lui Church of God atunci. Și într-una din acele zile, când eram la masă și ne miram de bunurile multe care le-am văzut acolo și de tot luxul pe care l-am văzut, frate Delong mi-a zis, dacă ați fi fost cu un an în urmă aici, poate ați fi văzut cea mai mare tragedie din viața voastră. Am verificat-o și pe internet și puteți să intrați pe internet. Puneți pe internet această dată, Hyatt Regency, July 17, 1981, Hyatt Regency, iulie 17, 1981. Aici, deci cu un an în urmă, în același hotel în care eram cazați acum, la Hyatt Regency,
la înălțime de 2 etaje, poate 3 etaje, erau 2 pasarele, 2 poduri, dacă vreți, 2 bridges, pe toată lungimea holului, aproximativ 35 de metri deschidere. Era vineri seara, tineri și tinere ca de weekend. Era cel mai nou hotel din oraș, viața cea mai frumoasă de noapte, probabil de weekend. S-a urcat pe această pasarelă, a început muzica să cânte cu bubuituri puternice și în timp ce dansau, amândouă pasarelele acestea s-au rupt, au căzut de la 3 etaje, 114 morți în mai puțin de 30 de secunde. 114 morți. 17 iulie 1981. O greșeală în construcție. Dar mai mult decât o greșeală în construcție, a fost o greșeală în inimă. O greșeală în mentalitate. Pentru că printre cei ce au fost acolo au fost și tineri care participau la bisericile din oraș. Tineri care participau la bisericile din oraș au fost cunoscuți în bisericile din Kansas City. În concluzia mesajului meu din această seară, întrebarea mea pentru noi toți, inclusiv pentru dumneavoastră cei de la internet, este aceasta. Ți-a făcut Domnul bine? Ne-a făcut Domnul bine? Cum răspundem? Cu celebrare de tip Iuda, de tip Ierusalim, cu nepăsare, cu nerecunoștință față de Domnul, sau ne întoarcem cu fața către Dumnezeu, ne aruncăm cu fața la pământ și spunem, Doamne, de nu erai Tu de partea noastră. Ne-ar fi înghețit vrăjmașul, am fi pierit înainte de vreme. De nu-ți întindeai Tu mâna, Doamne, să mă ridici din valea umbrei morții, eram în locuința morților acum. Eram plecat de pe pământul celor vii. De nu te coborai Tu peste familia mea, eram divorțați, eram ruinați. De nu-ți întindeai Tu mâna după copilul meu care devenise fugar și vagabond, era în lume acum, dar este în casa Ta și cântă laudele Tale. Doamne, de nu-ți întindeai Tu mâna spre mine să-mi păstrez mintea limpede și inima în pace, chiar prin ecazul prin care am trecut, îmi pierdeam mințile, dar Tu ai fost bun cu mine și m-ai păstrat. Ce voi face eu acum? Mă apuc de chefuit? Mă urc pe pasarelă? Mă urc pe acoperiș și întorc spatele lui Dumnezeu? Dacă tot te urci pe acoperiș, urcă-te să te închini, urcă-te să te rogi, urcă-te ca Petru să te întâlnești cu Domnul, să-ți vorbească Dumnezeu și să te trimită în casa celui nevoiaș. Urcă-te acolo să auzi glasul lui Dumnezeu care îți spune, du-te și ridică, du-te și îmbărbătează, du-te și binecuvântează. Pe acoperiș, micimea unui om mare. Mă rog Domnului să răspundem cu pocăință la îndurarea lui Dumnezeu. Să răspundem cu mulțumire la îndurarea lui Dumnezeu. Să răspundem cu recunoștință la îndurarea lui Dumnezeu. Și niciodată cu indiferență. Niciodată cu spatele întoarse spre Dumnezeu. Ci întotdeauna să putem să spunem, dar cu convingere, Domnul a fost de partea mea. Dacă am biruință, Dumnezeu m-a ridicat. Și ce voi face eu? Voi spune și altora ca să se încurajeze, să se îmbărbăteze și voi fi credincios Domnului. Amin?